Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem Sfântul Cuvânt la Carte Exod, capitolul 32, citim primele 6 versete, pasaj cu subtitlul Vițelul de Aur. Pagina 95 în Scripturi, Exod 32, începând cu versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-au zis: Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și tot și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut, de-a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Nu mai revin asupra anunțurilor care la dimineață le-am spus, doar vă reamintesc că duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, avem votarea pentru cei doi care i-am propus pentru diaconie, fratele Paul Bârsan și fratele Ezechiel Hozan. Când veți veni la adunare, frații cu comisiile vor fi afară, veți putea primi un buletin de vot. Încercuiți în dreptul fiecăruia individual, da sau nu, după felul în care Dumnezeu vă va călăuzi. Nu uitați, nu sunt în competiție, ci amândoi i-am vrea să avem în echipa de slujitori, dacă dumneavoastră ne veți îngădui. Așadar, în săptămâna aceasta postim și ne rugăm ca Dumnezeu să dea lumină și călăuzire, ca să faceți și această lucrare după voia lui Dumnezeu. De asemenea, sâmbătă la ora 1, nu uitați, toți frații care aveți de la 60 de ani în sus, împreună cu parteneri de viață, chiar dacă sunt mai tineri, vrem să veniți împreună cu noi pentru masa seniorilor. Dumnezeu să binecuvânteze toți frații în vârstă în adunare și să lase peste ei bunătatea și îndurarea lui. Afară, soarele Nunța Corpodian are niște cărți pentru dumneavoastră. Dacă vreți să le luați, sunt pe bază de donații, vă rugăm să dați cât mai mult, pentru că banii aceștia vor merge pentru săraci și Dumnezeu să binecuvânteze pe Dumnezeu pentru această lucrare frumoasă care o face și ea pentru Domnul. Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi din nou corul de fete vor lăuda pe Domnul. În urmă, ascultăm al Domnului cuvânt și Domnul să lase har și cercetare. Amin. Doamne, ajută-ne să avem întotdeauna inimă bună pentru împărăția Ta. O foarte mare cântăreață și cunoscută, a cărei cântări se cântă la radio și care sunt cunoscute foarte bine chiar de tinerii bisericii, într-un interviu cu mai mulți ani în urmă era întrebată dacă crede în Dumnezeu, în religie. Și dumneai ei spunea în felul acesta: cred într-o forță superioară care este undeva în spațiul ceresc și este pe invers. La un moment dat spunea că, compunând cântările unei cântări care altă cântăreață faimoasă le cântă și care tinerii le știu foarte bine, zicea această femeie, cuvintele acestei cântări au fost inspirate divin, în ghilimele, de la puterea aceea de pe invers. Mișcarea feministă spunea că Biblia este demodată și ar trebui să fie updatată la ceea ce înseamnă vremea în care noi trăim. De bună oară, Dumnezeu de ce trebuie perceput ca și El? Dumnezeu ar putea să fie și un ea, de ce neapărat numai partea bărbătească să câștige? Apostolul Pavel, similar, a fost un misogin care n-a înțeles ce înseamnă femeia și atunci, prin urmare, învățături precum ar fi acoperirea capului sau locul femei în adunare sau altele, ar trebui scoase din Biblie sau, dacă nu, măcar să nu fie crezute și să nu fie practicate. Sunt presiuni care se arată în vremea în care noi trăim și lucruri care inevitabil infiltrează viața noastră cotidiană. Aceste exemple extrem de blasfemiatoare arată clar un lucru, dragii mei, că oamenii vor un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. În momentul când noi am fost creați de Dumnezeu, ni se spune în Sfântul Cuvânt că noi am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 1, cu versetul 26, ni se spune astfel de către Sfântul Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul și asemănarea noastră.
Omul, când a fost creat de Dumnezeu, a primit aceea imagine a lui Dumnezeu, aspectul moralității, al caracterului lui Dumnezeu, dacă vreți, aceea capacitate de a gândi mai departe de sine și conștiința, au fost înscrise în om prin creație și aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta ni se reiterează în Geneza, în capitolul 5, primele două versete. Iată cartea neamului lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar în urma căderii ceva se întâmplă. Omul pierde aceea haină de slavă cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat și se întâmplă ceva în descendența oamenilor. Rog frații de la stație să ne pună pe ecran Geneza 5 cu versetul 3. Aș vrea să-l vedeți cu toți împreună și să observați cuvintele care apar în Sfânta Scriptură. Dacă omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, acum ni se spune, la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Adică în descendență oamenii n-au mai avut acel chip de slavă a lui Dumnezeu, ci s-au născut după chipul uman, corupt, căzut în păcat, după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Și de aici înainte, prin descendență, toți ne-am născut după același chip și asemănare a omului căzut în păcat. Desigur, Dumnezeu prin mântuire a vrut să recupere oamenii și ne face din nou părtași slavii divine, vrând să ne conformeze chipului lui Iisus Hristos. Dar noi, în natura noastră, suntem după chipul și asemănarea părintelui nostru Adam. Drept urmare, din cauza aceasta, dragii mei, oamenii au încercat să-și confecționeze dumnezei care să le simbolizeze chipul lor. Și Apostolul Pavel vedea așa de clar acest lucru în cartea Romani, în capitolul 1, spunându-ne în versetul 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat în pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Observați că omul și-a confecționat Dumnezeu și Dumnezei după chipul și asemănarea lor. Motivul pentru care a ajuns la această cădere este pentru că ne spune versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și și-au dedat la gândiri, inima de, gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Pentru că au lepădat pe Dumnezeu din conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă gândurilor lor murdare și omul a inventat Dumnezei după chipul său. Și noi am spune că aceasta se întâmplă numai afară în lume. Oamenii din lume fac aceasta. Dar știți că și în adunare sunt oameni care și astăzi mai confecționează Dumnezei după chipul lor? Ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, arătându-ne în versetele din mijlocul acestui capitol, în versetul 33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu-i chiar așa cum spune în Biblie. Și mai departe ne zice, veniți-vă în fire, cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi, în adunare, oameni și unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o știu, o spun. Pentru că sunt între voi oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, acești oameni își confecționează Dumnezei după chipul și asemănarea lor. Și de aceea, în această seară, mesajul care îl port pe inimă l-am intitulat Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și, dragii mei, în vremea în care noi trăim, problema care o vedem, printre multe altele, este că omul și-a confecționat un Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, după felul în care mi-ar place mie să fie Dumnezeu. Se observă prin expresiile care uneori oamenii le spun, eu nu cred că Dumnezeu e chiar așa de rău să nu mântuie pe cutare. E adevărat că păcătui, dar acum și dacă păcătuiești omul, Dumnezeu nu e așa de rău să nu ierte. Eu cred că ăsta a fost prea bun ca Dumnezeu să nu-l bage și pe el în rai. E adevărat că moartea i-a fost dubioasă, dar n-aș crede că Dumnezeu nu l-ar băga și pe ăsta în rai. Aceste expresii, dragii mei, ne arată că vrem să ne confecționăm un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și aici apare o deosebită
problemă. Pasajul care l-am citit vorbește exact despre această problemă fundamentală. Poporul Israel a fost scăpat de Dumnezeu cu mâna tare din Egipt și a fost dus la muntele Sinai, la care Dumnezeu le-a dat legi și porunci. Azi dimineață se citea din Evrei capitolul 12 că în momentul când Dumnezeu a dat legea pe munte și Dumnezeu a început să vorbească cu glas audibil de toți către care erau acolo, poporul s-a înfiorat până și Moise tremura și era îngrozit și poporul a zis: Moise, să-ți vorbească numai ție Dumnezeu. Nu vrem, că e prea mare frică. Dumnezeu e prea sfânt și prea mare ca să-i auzim vocea. Dacă îți va vorbi ție, orice ne vei spune, Moise, noi vom asculta. Și Moise primește legi din partea lui Dumnezeu și le spune poporului. Mai apoi Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu. Și Moise se urcă pe munte timp de 40 de zile. Moise stă în prezența lui Dumnezeu. În absența sa, Moise le spune să nu uitați poruncile care le-ați primit. La începutul decalogului ni se spunea să nu-ți faci chip cioplit. Și de ce n-avea omul voie să-și facă un chip cioplit? Pentru că ne spune în Deuteronom, în capitolul 4, în versetul 13, el și-a vestit legământul său pe care va porunci să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două table de piatră. În vremea aceea Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci ca să le împliniți în țara pe care o veți stăpâni, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul furtunii la Horeb. Vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol, a unui chip al vreunui om, a un chip al vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri și multe alte chipuri. Pentru că n-ați văzut niciun chip când va vorbi Dumnezeu, să nu vă faceți chip cioplit. Și-au făcut oamenii icoane, și-au pictat dumnezeirea, și-au încercat să se închină la aceste lucruri, crezând că așa i-ar vrea Dumnezeu. Și Domnul spune, când v-am vorbit vouă, n-ați văzut niciun chip, ați auzit vocea, ați văzut puterea, s-a simțit prezența Domnului, dar n-ați văzut un chip. Chipul lui Dumnezeu nu poate fi văzut, Dumnezeu este absolut în splendoare, sfânt, definit, dragii mei, și nimeni nu-L poate vedea. De aceea Domnul spunea să nu-ți faci chip cioplit. Dar pleacă Moise pe munte în părtășie cu Dumnezeu și în absența sa însărcinează pe doi oameni să aibă grijă de popor. În Exod, în capitolul 24, ni se spune versetul 13. Moise s-a sculat împreună cu Iosua, care sluja, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi, dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise se suie pe munte, versetul 18 ni se spune, Moise a intrat în mijlocul norului, s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Și în absența lui, în absența acelui om care vorbea din partea lui Dumnezeu, în absența cuvântului divin care a proclamat printre ei, rămâne Aron și Hur să supravegheze poporul, să rămână la legea care Dumnezeu le-a dat-o până aici. În schimb, este interesant că în a 39-a zi, în penultima zi de a se întoarce înapoi Moise, poporul își pierde răbdarea și nu mai vrea să aștepte. Se întoarce către Aron, care îi supraveghea, și ei zic astfel: omul acesta Moise, nu știm ce s-a făcut cu el. Haidem să ne facem un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Se întorc către Aron și spun: Aron, noi avem nevoie să vedem pe Dumnezeu. Avem nevoie un Dumnezeu care să-L percepem după cum îl înțelegem noi. Fă-ne un Dumnezeu, că Moise, omul ăla care ne vorbea din partea lui Dumnezeu, nu știm ce-i cu el. Dacă mai vine, dacă nu mai vine, dacă l-a mâncat vreo fiară pe munte, îi treaba lui. Noi trebuie să mergem înainte, fă-ne un Dumnezeu care să meargă împreună cu noi. Cel mai trist este, dragii mei, că Aron dă o conotație divină acestui idol și îl pune pe seama Dumnezeului adevărat. Ne spune versetul 4 din textul nostru. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta, a făcut un vițel turnat și a zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos
din țara Egiptului. Ei știau că Dumnezeul care le-a vorbit la Sinai i-a scos din țara Egiptului. Și acum pun acest idol pe seama lui Dumnezeu. Mai mult, Moise spune, Aron spune în versetul 5, când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Îi dă numele lui Dumnezeu și spune: această reprezentație este Dumnezeul lui Israel. E bine, dragii mei, de unde ne facem noi închipuiri de zei și Dumnezei după chipul și asemănarea noastră? Ne spune în cartea Iosua, în capitolul 24, anume în versetul 14: acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate credincioșie. Depărtați-vă, depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Înainte de mântuire, omul este în starea sa de nemântuit. Face o sumedenie de păcate, se închină cum vrea, mâncă ce vrea, vorbește ce vrea și nu-i pasă de absolut nimic, se îmbracă cum vrea. Odată ce vine omul la mântuire, își aduce aminte de Dumnezeii care avusese mai devreme și ar vrea să consfințească tradițiile vechi și să le pună acum în contul lui Dumnezeu, să-și făurească un Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Îmi place de Domnul, vreau mântuirea, dar n-aș vrea să pierd ceea ce am avut eu odinioară. Și observați, dragii mei, că și noi am împrumutat anumite tradiții și le-am adus în viața noastră consfințindu-le. Unii vor spune, ăsta e legalism pur să spui așa ceva. Dar tradiții de la Paști la Crăciun le-am adus și noi împreună cu noi și le-am consfințit și noi că așa este tradiția noastră. Tradiții vis-a-vis de sărbători festive și de familie le-am adus cu noi în pocăință și am spus să le sfințească Dumnezeu, că așa eram noi înainte să ne pocăim. De ce să ne schimbăm? Hai să ne facem un Dumnezeu după chipul și după asemănarea noastră. Plecări brambura și fără de folos, le vrem și noi acum în pocăință și am vrea să le consfințească Dumnezeu, că vrem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Că știm realmente că Dumnezeul adevărat n-ar accepta aceste lucruri. Dar ca să le accepte Dumnezeu, zicem noi, ne vom făuri o preînchipuire. Acum credem noi că ar trebui să arate Dumnezeu. Și aici este problema poporului Israel. Au creat o imagine despre Dumnezeu care era de dorit pentru viața lor, care părea mai sensibilă nevoilor sale. Și atunci au spus: uite un Dumnezeu care ne înțelege pe noi așa cum vrem noi să trăim. Îi Dumnezeul Israel, ăla care ne-a scos, care face minuni, dar asta e mai pe înțelesul nostru. El e mai după cum vrem noi. El ne înțelege pe noi nevoile noastre. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și știți ce mă surprinde, dragii mei? Pentru acest Dumnezeu fabricat, suntem gata să dăm orice. Pentru Dumnezeul adevărat, când ni se cere, ne ofticăm, ne supărăm, strigăm, zicem că astea sunt porunci și legi care acum sunt învechite, dar dacă ne cere Dumnezeul fals, dăm orice ce este nevoie. Observați, dragii mei, cum arată Dumnezeul după chipul și asemănarea noastră. Ne cere jertfe costisitoare și îi le dăm. Ne spune versetul 2, Aron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți au scos cerceii de aur din urechi și au adus la Aron. Dumnezeul ăsta preînchipuit îți cere lucruri costisitoare și ești gata să le plătești. Mă întreb, dacă le spunea Dumnezeu la Sinai, scoateți afară cerceii din urechi, câți le-ar fi scos? Cât spuneau: Doamne, dacă Tu ne ceri, le lăsăm pentru Tine. Dar dacă Dumnezeul preînchipuit de ei le-a cerut ceva costisitor, hai să mergem înainte că oricum nu contează. Și avem și noi anumiți Dumnezei creați în viața noastră. E adevărat că Dumnezeu ne vrea mântuirea și Dumnezeu e sfânt și mare, e adevărat. Dar Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă și pe mine. Și ne-am făcut și noi mici idolași pe lângă Dumnezeu, cărora le slujim. Și Dumnezeii ăștia au nevoie de bani. Și au nevoie de bani ca să mergi la loterie, să cumpere în fiecare săptămână câte un bilet. Și Dumnezeu îți cere bani și îi dai bani. Dacă îi se dai la un sărac, pui o mie una întrebări. Dar cât de sărac e săracul? Dar chiar e sărac? Dar ați investigat cauza? N-ai ia $5 la sărac. Când e vorba de Dumnezeul fals, îi dau cât de mult mi se cere. Dumnezeul fals îmi cere timpul meu și mă duc să particip în anumite festivități și anumite activități sportive și dau timp cu bucurie și nu contează. Dacă Dumnezeu îmi cere timpul meu să vin la adunare,
închinare, să mă rog, să postesc. Astea costă prea mult, astea sunt prea dificile. Dar la Dumnezeul fals îi dau tot timpul meu, îi dau sănătate de nevoie și ne trezim după ani de zile bolnavi și ne mirăm de ce am ajuns în starea aceasta. Suntem gata să-i dăm orice. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Un Dumnezeu care ne cere lucruri costisitoare și suntem gata să-i le dăm. Dumnezeul după chipul și asemănarea noastră, dragii mei, ne cere închinarea și o dăm. Versetul 5 ne spune, versetul 6, prima parte, a doua zi s-au sculat dinse dimineața, au dus arde de tot și jertfe de mulțumire. În versetul 5, când a văzut Aron lucrul acesta, a zis în altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Mâine dimineață facem o sărbătoare, construim un altar și intrăm în închinare. Și pentru Dumnezeul acesta fals se aduc închinări. Observați un detaliu care pe mine m-a frapat. Spune în versetul 17 din pasajul nostru. Acum Moise se întoarce de pe munte, se întâlnește cu Iosua și se aude zgomot din tabăr. Versetul 17. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Și Moise spune, nu, ăsta e strigăt de jocuri și de cântare. Dragii mei, gândiți-vă cât de tare țipau ăștia, că pe munte se auzea din vale cum țipau ei, încât Iosua a crezut literalmente că s-o lua bătaie unii pe alții. Când era vorba de închinare pentru Dumnezeul preînchipuit de ei, erau așa de animați, așa de activi, așa de băgați în închinare, să-i dea toată cinstea și slava. Dacă Dumnezeu ți-ar cere închinarea, asta costă prea mult. Și mă uit, dragii mei, și eu de multe ori că suntem așa de animați când ne uităm la fotbal și ne dedicăm vlaga noastră și țipăm și ne bucurăm și ne avem sentimente, să ne împrinși să câștige echipa. Suntem așa de animați când e vorba să mergem la mese festive și glumim și râdem între noi. Dar când venim la adunare, așa de sombri devenim, așa de sfinți devenim încât nici măcar vocea să nu se audă când ne rugăm. Hai să facem o rugăciune. Se roagă așa în gând, că Domnul știe ce am eu în inimă, nu trebuie să mă rog eu cu voce tare. Dar cum de te exprim cu voce tare când stai la show-uri, când stai la glume, când stai la meciuri și la alte lucruri? Cum de acolo e voce tare? Că ne-am făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră și ne place că e mai ușor cu Dumnezeu ăsta decât cu Dumnezeu care ne cere auzi nouă închinare. Păi dacă e Dumnezeu, n-are chiar nevoie de închinarea noastră. Eu mă rog aici încet, El mă aude acolo în cer. Dar Dumnezeu ăsta fals îți cere închinare și dai ori de câte ori este nevoie. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Mai cere Dumnezeu acesta sacrificiu și îl dăm. Versetul 6, prima parte, a doua zi, s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Nu știu că de dimineață s-au sculat ei să se închine lui Iahve, lui Jehova, Dumnezeul lui Israel. Nu știu că de dimineață au fost pregătiți să plece cu Moise, dar la Dumnezeu ăsta au fost gata să se scoale cu noaptea în cap, să-i aducă închinare. Și sunt hobby-uri care oamenii le fac și sunt surprins că sunt gata să sacrifice extraordinar pentru ele. Auzi câte unul care vrea să meargă la pescuit, nu mai iau de pescari, dar e gata să meargă la 3 dimineața. Și stă la 3 dimineața, stă în frig, în gheață, în apă. Dacă îl chem la adunare, în confort, în căldură, pe bancă, seara la biserică, e prea mult. Am fost dimineața. Bă, frate, dar ne închinăm înainte lui Dumnezeu, ne rugăm, cântăm să seava Domnului. E prea mult, e obositor, m-aș mai odihni. Dacă ar fi să stai în lac cu peștii, poți să stai până vine Domnul. Ei, dragii mei, observați că ne-am făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, că e mai frumos cu Dumnezeu ăsta. Ăla adevărat cere prea mult de la noi. Dar ăsta parcă e pe placul nostru. Și lui ăsta suntem gata să-i dăm orice sacrificiu. E bine, dragii mei, fundamental, când vorbim despre această concepție a unui Dumnezeu creat și Dumnezeul adevărat, stă un lucru care întotdeauna ne va arăta unde este adevărul. Ne spune ultima parte versetului 6. Poporul a șezut, de-a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Dumnezeul creat de tine întotdeauna te va duce la carnalitate, la împlinirea poftelor și dorințelor tale pământești. Asta înseamnă să ai un Dumnezeu creat. Dumnezeul adevărat întotdeauna te cheamă la sfințire și la pocăință. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, să vă feriți de lucruri care vă fură părtășia cu Domnul, să vă feriți de lucruri care vă răpește premiul alergării. Ăsta este Dumnezeul adevărat, mărit să fie numele Domnului.
Dar ne-am creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și ne este mai ușor să avem un Dumnezeu creat de noi, pentru că e mult mai simplu cu El. Știți ce este cel mai trist când ne facem așa o preînchipuire a lui Dumnezeu? Versetul 25 ne spune: Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu, și acum auziți, spre batjocora vrășmașilor săi. În momentul când tu vii la adunare, te prezinți ca fiind un om al lui Dumnezeu, un om care iubește pe Iisus Hristos, un om cu principii, un om care ești mai sfânt ca toți alții, că pocăiții întrec pe toți în pocăință. Și când după aceea îți permiți să-ți faci un Dumnezeu după chipul și asemănarea ta, și mai miți pe ei, și mai furi pe dincolo, și mai înjuri pe dincoace, și mai bei când nu te vede nimeni, când faci așa ceva, vrășmașii lui Dumnezeu îl batjocoresc pe Domnul. Păi eu am crezut că la voi, la pocăiți, nu-i voie cu tare. Dar tu ești chiar pocăit? Eu sunt pocăit. Și dacă aș fi pocăit ca tine, m-ar iubi Dumnezeu? Bă, nu știu să-ți spun, dar eu sunt pocăit. Observați, dragii mei, când noi ne jucăm cu Dumnezeu, când ne jucăm cu principiile lui Dumnezeu, vrăjmașii Domnului batjocoresc pe Domnul. Și asta este o mare, mare tragedie. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Și ne-am creat și noi un chip și o asemănare a lui Dumnezeu. Știți de unde pornește toată problema aceasta? De la faptul că au lăsat deoparte legea lui Dumnezeu. Am ajuns în starea în care ne aflăm în ziua de astăzi, dragii mei, în care nu-L mai cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că nu căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă, dragii mei, să stai să meditezi tu, să-ți închipui tu cum ar fi Dumnezeu. Să-mi pun în prismă cultura în care eu trăiesc și să spun: Dumnezeu nu mi-ar cere mie să lepăd acum împodobirea și alte lucruri, că doar se înțelege că în anul 2022 s-ar schimba lucrurile. Nu asta. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, cunoaște-L prin cartea prin care Dumnezeu s-a revelat, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ne-a lăsat Dumnezeu cartea aceasta prin care să-L cunoaștem cel mai bine. Dacă vrei să te angajezi la o companie, ai nevoie de un rezume, adică de un mic portret al identității tale. Unde ai studiat, ce ai studiat, unde ai lucrat, ce ai lucrat, cât anume ai lucrat, cum te-ai voluntariat în timpul tău liber, ce-ți place ție să faci, acestea demonstrează cine ești tu. Și dacă vreau să cunosc candidatul, mă uit în rezumeul lui. Dumnezeu ne-a lăsat o scrisoare despre el, care ne explică cine este Dumnezeu. Și aici înțelegem cu adevărat cine este Domnul. Dar noi stăm să filozofăm, să teorizăm între noi, punem la vot dacă Dumnezeu e de acord cu una sau de acord cu alta. Pentru că am lepădat cuvântul lui Dumnezeu, nu mai cunoaștem cine este Dumnezeu. Și asta este o mare tragedie. Și astfel, ne-am creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Ăsta e Domnul care ne-a mântuit, zicem noi. Ăsta e Iisus Hristos Domnul. Dar eu nu cred că Iisus Hristos chiar așa are o problemă cu mine. Pentru că am auzit teologi care luau cântarea cântărilor și au argumentat că poți trăi în imoralitate pe anumite versete care n-au nimic de-a face cu ceea ce vor să spună ei. Pentru că ne place un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră și ne găsim argumente pentru trăirea și practicile noastre ca să nu cumva să ne simțim noi șifonați după aceea când suntem contracarați de cuvântul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. S-a ajuns aici pentru că au lepădat cuvântul și învățătura lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cei mai vinovați au fost Aron și Hur, pe care Dumnezeu i-a lăsat să aibă grijă de popor. Atât de supărat a fost Dumnezeu pe Aron, care era marele preot între ei, că a făcut așa ceva, încât Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Aron. În Deuteronom, în capitolul 9 cu versetul 11, ni se spune: După cele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci: scoală-te și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat, s-au abătut de curând și de la calea pe care am luat-o, au arătat-o și au făcut un chip turnat. Domnul mi-a zis: eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr. Moise mijlocește și acum ne spune versetul 20. Domnul de asemenea era foarte mâniat pe Aron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci pentru el. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine ce vă spun acum. În adunare Dumnezeu a lăsat slujitori care au însărcinarea să vegheze asupra cuvântului Domnului și asupra adunării.
scopul acestor oameni nu este să fie niște șefi în adunare care să-și facă ei un renume, să primească cinstea fraților și apoi să ne simțim și noi așa ca preoți, să ne pupați mâna. Nu. Scopul nostru este să veghem atent, să se respecte cuvântul lui Dumnezeu. Scopul și chemarea noastră este să veghem asupra fiecăruia, luptând împreună, toți la oaltă, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Văzând că suntem responsabili în fața Domnului, suntem chemați să operăm în baza cuvântului, corectând ceea ce trebuie corectat, încurajând la ce trebuie încurajat și să ajungem împreună la limanul dorit, la Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dragii mei, când lucrătorii vor veni și vor spune, practica aceasta e păcătoasă, nu-i place Domnului, să nu care cumva să spune unul, dar cine ești tu să-mi spui tu mie ce să fac? Pentru că responsabilitatea vegherii a căzut asupra celor care Dumnezeu i-a chemat în slujbă să vegheze ca poporul, să nu-și facă un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Pentru că ne spune în Evrei, în capitolul 13, și aici un verset în 17 ne spune astfel, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dragii mei, nu ca să ne stimați pe noi, nu ca să ne lăudați pe noi, nu ca să ne bateți pe umăr spunând, mă, ce treabă bună ai făcut, ci ca împreună să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, caut eu oare în clipa aceasta să plac oamenilor sau lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Dumnezeu. În biserică, dragii mei, dacă am fi 1000 de oameni, avem 1000 de opinii, pentru că fiecare avem o idee cum ar trebui să arate Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, este unul singur și acesta arată, cum spune Sfânta Scriptură. Și dacă îmi doresc ceva în mijlocul acestei adunări, e cuvântul Domnului să fie respectat, să nu treacă nimeni peste ce este scris. Nu în Dumnezeu cum îmi place mie, nu cultural, nu cum am vrea noi să arate, așa cum este Domnul nostru sfânt în veci de veci, mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, să ne ferească Domnul să ne creăm un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Eu cred că Dumnezeu nu se supără. Și dacă fac eu asta, care e așa mare problemă? Și dacă eu îmi permit, unde e problema? Dragii mei, să nu ne mântuim cu o teologie personală, că este o singură cale înspre mântuire, Iisus Hristos, Domnul. Și acest Iisus Hristos ne-a mântuit ca să ne conformeze naturii sale. Și dacă noi am căutat să creiem Dumnezeu după chipul nostru, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume, care să moară pentru noi, sfințindu-se pentru noi, plătind pentru noi, că a înviat mai apoi, să ne conformeze pe noi la natura sa, să arătăm ca Iisus Hristos Domnul și să vedem împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Ne place un astfel de Dumnezeu, că e mai ieftin, că e mai ușor, că mă îngăduie în rai cu un pic de pocăință, dar și cu tabieturile mele. Eu vă invit în această seară, iubiții mei, hai să ne pocăim din toată inima. Și dacă am uitat cine este Dumnezeu, dragii mei, să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nevoie de istorisirea unor frați sau unor oameni care au trăit acum 500, 400, 150 de ani. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nevoie nici de ritualuri, nici de legalisme, nici de alte lucruri. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta, dragii mei, ne arată calea către Dumnezeu. Rușine să ne fie că știu musulmanii mai bine Biblia cum o știu creștinii. Într-o dezbatere erau 3 doctori în teologie creștină și un cleric musulman. Și întreabă musulmanul, unde scrie în Biblia voastră creștină că Iisus este una cu Dumnezeu? Unde scrie că Iisus e Dumnezeu? Aveți un argument? Și ăștia 3 se uitau unul la altul și nu găseau în Biblie unde scrie asta. Unul din sală strigă, scrie că Iisus e una cu Tatăl, undeva în Ioan. Ioan 14:6, zice el, expresia iese din Biblie, eu cu Tatăl una sunt, dar Ioan 14:6 e referința greșită. De fapt, în Ioan capitolul 10 și începe el să ia din memorie, din Scriptura noastră și prezintă argumente. Dragii mei, să ne fie rușine că ne știu alții mai bine Biblia decât o știm noi. Și asta este o mare problemă. Îmi doresc din toată inima să pună Dumnezeu în mine și în dumneavoastră o foame după cuvântul Său.
că vine Iisus Hristos și ne-o găsi cu capul plin și de Facebook și de știri și de Putin și de toate cele, dar nu știi nici măcar un verset să recităm. Venim în fața bisericii, dacă mă pui să recit fotbaliștii, spun pe toți, a, de versete, eu știi, n-am memorie foarte bună. Dragii mei, nu ni se pare că am creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră? Îl vrem pe Dumnezeu și vrem mântuirea, dar vrem mântuirea pe termenii noștri. În această seară vă spun, există o singură cale de mântuire și aceasta e Hristos Domnul și este metoda prin care El ne cheamă, nu cum vrem noi, nu cum ne închipuim noi, ci Domnul care este unul singur, mărit să-i fie numele. Și îmi doresc din toată inima să ne pocăim în această seară. Și dacă ne-am creat Dumnezei după chipul și asemănarea noastră, și dacă am jertfit sănătatea și timpul nostru pentru banii lumii acesteia, pentru casele lumii acesteia, pentru pescuit și alte hobby-uri care le-am inventat noi, dragii mei, hai să mai luptăm pentru împărăția care va să vie, că vine Iisus Hristos și nu mai este mult, dragii mei. Și când se întoarce, Dumnezeu va vrea să ne răsplătească. Are răsplăți care noi nu le putem percepe acum. La mintea omului nu s-a suit ce are Dumnezeu pregătit pentru noi. O, dacă ar deschide Dumnezeu cerul măcar o dată, să vedem ca robul Elisei care lui Dumnezeu, cât n-am mai strigat noi, vino, Doamne Iisuse, dar am rămas cu ochii împânzeniți înspre Egiptul lumii acesteia și încă visăm la castraveții care ne-s-o dat odinioară. Doamne, deschide-ne ochii să vedem slava Ta. Lasă-L pe Duhul Sfânt să ne cerceteze în seara aceasta, să vedem că Domnul este mare și sfânt și ne cheamă la o trăire curată cu Dumnezeu. Să le pădăm Dumnezeii care le-am făcut după chipul și asemănarea noastră. Să ne uităm în Biblie cum arată adevăratul Dumnezeu. Să ne supunem voii Domnului și să trăim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră să ne ajute la aceasta. Amin.